Hai să continuăm cu omul capră nocivanilor, o să-l prindem, o să-l despicăm și o să salvăm toți orășenii. Din păcate, am cam murit și am cam pierdut tot ce am făcut până acolo, oricum n-am făcut bine, așa că hai să continuăm de aici. Am o idee mirobolantă. Hai să punem noi un rând de mine așa aici. Cred că cu minele avem mari șanse, tocmai minele m-au omorât pe mine, din păcate. Dar cât să fă. Le punem așa frumos. Capcanele astea, hai să le luăm de aici. Și le așteptăm pe omul capră, nocivanilor. O să punem una bucată capcană aici. Bam. Mai avem o capcană pe care o punem aici. Bun. Deci cum ar fi să punem multe capcane și multe mine în același loc? Sperăm că nu o să vadă capcanele și o să intre în mine. Okidoki, nu uitați de un like, un share, un subscribe, nocivanilor. Să rupeți acolo butoanele de subscribe, de like și toate cele. Pentru seria asta mirobolantă și în fiecare seară la ora 7 suntem live pe Streamcraft. Așa că vă aștept și aici. O să folosim toate minele, nu știu dacă e cel mai bun lucru. Punem așa o linie de mine, bă. No, hai să vedem. Omule capră, te invoc. O să punem și lumină. Nu știu de ce mi se blochează uneori, dar asta e viața. Bam, bam, bam. O să pun lumina exact aici pe mine, ca să le văd eu. Mă gândesc că el nu prea își dă seama, nu? E prost, oare? Să sperăm că da. Am aprins și ăsta și hai să vedem. Omule capră, te invoc. Cred că o să vină mai repede dacă fac gălăgie, nu? Acum trebuie să am eu mare grijă să nu calc prin mine. Și să stau ceva de genul ăsta dacă vine el din direcția aia. Sau să stau invers. Cumva o să-l prindem în capcana asta, nocivanilor, vă promit eu. O să mai trebuiască să punem niște capcane pe aici. În caz de ceva. Măcar să se prindă capcană. Easy peasy, boys. Pune și aici o capcană. Și hai să vedem, omule capră, de ce ești în stare. Mi se părea că e lumină de acolo, dar nu-i. Omule capră, te invităm, te așteptăm. Hai la bossule! Hai la bătaie, dacă te ține. Dacă te ține coarnele. Dacă te țin coarnele. Okidoki. O să suportăm jocul ăsta blocându-ți așa, n-am ce să-i fac. Nu este bine optimizat, probabil. Ok, o să vin aici. Omule capră, te așteptăm. Din direcția o să vin, nu? Așa-i? Hai, bossule. Te invit. Ți-e frică puțin, nu? Ți-e frică de bătaia cu nocivanul? Hai, bossule. Omul capră trebuie oprit, nocivanilor. Nocivanul se va ocupa de acest lucru, vă promite. Ma să nu vină din spate acum. Că atâta mi-a trebuit. Hai, frate, odată! Deci dacă nici așa nu mă aude să vină după mine, apoi chiar nu știu ce naiba să-i mai fac. Hai, patroane! Hai, da, măi! L-am auzit din direcția aia categoric. Cred că a fugit. Mai mult l-am speriat cu gloanțele mele. Ok, nu contează. O să ne băgăm aici. Camerele momentan nu cred că are sens să le folosim. Avem și C4. Știi ce am putea face? Am putea pune un C4 aici. Fiți atenți. Îl punem, uite, undeva să-l văd ca lumea. Oh my god, boys. Hai să vedem. Am crezut că pot să dau cu C4-ul în el. Culcat! Bun, deci avem acolo un C4 și dacă o să tragem în el, o să facă boom. Nu știu cum naiba îl detonez, dar... În fine, probabil există cumva. Dar îl ținem acolo. Deși cred că mai bine îl luăm. E antenă. Îl punem undeva pe aproape. Uite, pot să-l pun aici? Nu pot acolo.
Ok, hai să punem, uite, aici. Bun, și din direcția asta ar trebui să pot să trag în el. Da. Ok, deci dacă vine din partea aia, este al nostru, nocivanilor. Ok, ok. Let's go, boys. Trebuie să se arate. Omul capră va fi înfrânt de nocivan. Omule capră, arată-te! Trebuie să-l oprim, nocivanilor. O omorât prea mulți oameni, o omorât prea multe animale. Este un dezastru. O să mai iau dinamită de aici. O să mai pun. Adică mai mult mine, nu dinamită, dar ok. Aici sunt astea. O să mai punem câteva. Și acum o să vină cumva. Haide, boss. Mai avem aici o capcană. O punem și pe asta. Bam, 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 bam. De n-am pus totul acolo. Dacă nu funcționează asta, nocivanilor, nu știu ce naiba ne facem. Sper să explodeze el cât mai multe mine. O să vină, trebuie să vină. Ați văzut că vine și pe timp de zi și pe timp de noapte. El tot vine după noi. Avem și drona acolo, dar nu o mai folosim momentan. Okidoki, boys. Haide, omule, ca... Oh, yeah, boy. Dar de ce fuge de noi? Omule capră, știi că suntem prea puternici, nu? L-am văzut cumva în dreapta. Oh, fugi pe aici, bă. Omule capră. Te invoc. De ce naiba n-a venit la noi? Doamne, că era momentul oportun. Și acum mă ia el prin surprindere. Frate, ce bine era dacă îl vedeam când vine. Hai să ne întoarcem la baza noastră, că nu prea e bine să stăm pe aici. El se mișcă, din câte am văzut eu, mai repede decât noi, deci trebuie să fim cu ochii în patru. Ar fi bine să-l vedem noi pe el primul și avem o șansă în plus. Doamne ajută. Mai îmi găsesc și eu baza? A, uite aici. Să am grijă să nu calc naiba în mine, că m-am dus în naiba. Minele sunt puse toate acolo. Aici avem C4. Ok, oare nu pot să sar? A, fii atent. De aici ar trebui să văd mai bine. Pot? Oh, yeah, boy. Păi el n-are cum să ajungă aici, nu? Corect? Sper. Și avem și C4-ul acolo. Dacă vine din partea aia, am tras direct în C4. Mamă, ce bine vedem de aici. Numai să aibă el tupeu să vină. Oare ține cont de chestiile astea? Gen, dacă... dacă pune multe mine și așa, oare nu mai vine după noi? Să sperăm că nu. Așteptăm, nocivanilor. Așteptarea este cheia. Vreau neapărat să-l bag acolo în minele alea multe. Neapărat. A, uite, pot să mă duc și... Oh, nice. Mi-arată casa în ce direcție este. Uite, bă, cimitirul. Only moly boys. Cimitirul omului capră. O să mergem într-un episod acolo. Poate chiar în episodul următor vedem. Deci ce mai avem? Avem cimitirul, avem Greenfield Village. Adică e un sat. Ok. Deci avem biserica și cimitirul în direcția aia. Acolo avem Amber Pine Village. Bridge. Ok, cred că la podul ăla sunt fantome. Barn. Și caravana. Oh, nice. Interesant, boys. Dar vreau să o dau cu omul capră. Vreau să-i întind o capcană omului capră, nocivanilor. Și de asta încerc să... Îl iau prin surprindere. Dar nu știu unde este el. Bossule, where are you? În partea asta era. Mi-e și puțin frică, recunosc. Adică... Mi-e frică ca nu cumva să fie pe lângă mine, că am mai pățit. Pur și simplu apare în spatele tău și bam, bucată după cap.
Nu știu ce naiba să fac. Okidoki, boys. Omule capră, te rugăm, arată-te exact acum când vrem și noi să ne batem cu tine, omule capră. Tu nu vrei să vii. Imediat apare, vă zic eu. Îl simt. Deci poți să te urci aici. Nice. Haide, omule capră, vino și tu odată. Cu lăsarea întunericului o să vină și omul capră. Bam, 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 bam. Omule capră, te invocăm aici. Haide. Bă, nu-mi place că stau prea mult pe loc, dar nu vine. Nu o să mai trag, că poate așa se sperie. Dar acum sigur o să vină, vă garantez. Mai bine ne retragem, că vine noaptea. 100% o să vină, vă garantez. Nu există urmă de îndoială. Acum vine. Ok, fiți cu ochii în patru. Okidoki, ne urcăm pe pietricica asta. Cred că de acolo o să vină. Direct în C4 trag. Avem capcanele pregătite, avem minele pregătite. Totul este pregătit ca omul capră să se arate. Hai să te vedem, bossule. Să te vedem cum faci tu față unei asemenea provocări. Sunt curios într-adevăr cât damage pot să-i dau și dacă pot să-i dau. Adevărul e că nu știu dacă pot să-l bag în minele alea. O să vină după mine sau nu? Este o întrebare întrebătoare, nocivanilor. Suntem cu ochii în patru. Trebuie să vină el, măi. Nu rezistă, nu rezistă să nu vină să mă atace. Îl cunosc prea bine, nocivanilor. Hai să vedem. Din ce parte va veni? Omule capră. Where are you, my little boy? Opa. Mi s-a părut că vine de acolo. Nu știu cum naiba să-l bag eu în minele alea, dar o să încerc. Frate, nu înțeleg de unde naiba vine. O trecut pe aici, bă, dar... Ok, o să folosesc drona, nocivanilor. Trebuie să văd unde este. Dacă o să vină când sunt cu drona și o să mă omoare, o să fiu cel mai frustrat om din lume. Așa că pregătiți-vă. Ok, ok. Dă-i cu drona. Ok. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Măi, omule capră, măi, arată-te, măi. Căutarea omului capră a început. Fiți cu ochii în patru, nocivanilor, dacă îl ved... Opa, mamă, ce m-am speriat, era o cioară. Cioara naibii. Ăsta-i urs. Ăsta cred că e urs. Frate, de ce mă atacă toate animalele? Nu mă omul capră, nu! Ok, acum cred că o să vină și el. Am impresia că o să vină și el acum. Only moly. Only moly guacamole, boys. M-a atacat în același timp două animale. Deci asta e mâna lui Goatman, măi, le controlează cumva. Ok, nocivanilor, hai să mergem pe dron înapoi. Unde o fi Goatman? Mi-e frică să nu merg cumva într-o direcție greșită și el să vină la mine, la... la bază. Opa!
Deja parcă mă simt așa puțin băgat în joc, să-mi bag, parcă și voce așa și totul e... Măi, tare jocul, n-ai ce zice. E și puțin creepy când te atacă animalele așa dintr-o dată. Dar îmi doresc foarte mult să mă atace omul capră, nu se întâmplă asta. Cred că știe că am pus ceva la cale și nu mai vine. Ok. Pe ploaie nici gând. Dacă îmi vine pe ploaie, m-am dus naiba. Taolo, asta mai lipsia, bossule. Să plouă. Pe bune. Chiar asta mai lipsia în jocul ăsta. Doamne, iartă-mă. Uite-te și tu ce ochi are ursul ăsta. Ok, fiți pe fază, nocivanilor. Începe distracția. Distracția distracțiilor. Domnule capră. Domnul omul capră. Am auzit ceva din direcția aia. Pot să jur că am auzit ceva. Omule capră, ești cumva pe aici? Hello. Bine, dacă ești, să-mi spui și mie, că vreau să știu din timp. Hai să mai folosim drona puțin. Și sperăm că nu o să ne mai atace animalele alea nebune. Bam. Okidoki, boys. Opa. Mi se părut mie sau l-am văzut? A, nu, era o cioară. Bun, trebuie să ne uităm așa de sus, nocivanilor. Și să ne uităm dacă vine de undeva. Okidoki. Cred că o să mergem și în cimitirul omului capra în episodul următor. Nu sunt sigur. Rămâne de văzut. Bam, 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 bam. Omule capră. Hello. Unde ești tu? Frate, nu mă las. Deci eu cred că din cauza că am pus minele alea, el chiar nu mai vine la noi. De ce naiba nu a intrat în mine? Oamne, iartă-mă! I-a intrat un glonț în cap. Frate, vino înapoi! Doamne, cum fuge! Mergem după el, nocivanilor. Doamne, ce hal fuge! Bă, dar vine tot când nu mă aștept. Unde naiba au fugit? Bine, mă! Vii și tu să mă ataci. Unde naiba s-o fi dus omul capră, bă? Pe munți ăștia pe undeva, a? Nu, că eu mă duc după el, băga-mi aș piciorul. Uite-l. Mama, era să mă omoare. Cred că o să mă omoare. N-am ce să-i fac! Only moly! Doamne, iartă-mă! Ok, you died.
Acesta a fost episodul Mirobolan, nocivanilor. Aștept sugestii și ajutor din partea voastră. Și să-mi spuneți dacă vreți totuși să încercăm să-l rupem pe omul capră. Trebuie să venim cu noi idei. Se pare că ideea noastră nu a fost cea mai bună. Eu vă mulțumesc pentru susținere, toate cele bune. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Le mulțumesc și nocivanilor care sunt aproape 100 aici pe live pe StreamCraft. Mulțumim lui Ciulacu Marian, lui Ana Nocivana, lui 123 Luca, lui Miru Miru, lui Adrian David, Maria, Happy Girl, Biță Bițanu, Overnight, Popa Ionela și mulți alții. Vă salutăm și vă așteptăm în fiecare seară la ora 7 aici pe live. Primele două linkuri din descriere. Al treilea este canalul secundar unde postez Granny și alte joculețe. Vă salut cu respect. Toate cele bune. Pa!